simpaticilor, în cele din urmă trebuie să vă puneți și creierul în mișcare și să înțelegeți cum se programează un rotor tipic filipinez. Scoateți folia necesară, așa fel încât luminile să se aprindă în secvența descrisă în plic. Concentrați-vă și aprindeți prinsul mulțumit filipinez. Odată ce ați reușit cuvântul Taiwan, se aprinde în continuu. Încercați să nu greșiți ca să nu luați penalizări. După ce v-ați îndeplinit misiunea, întoarceți-vă la mine, la Holy Angel University, pentru că mai am de dat ultimele două biete spre Taiwan. Grăbiți-vă, Gina. Hai, l-am asta. Doamne, toată copilăria mea am rupt instalațiile de brad, am stricat telefoanele de jucărie, tot ce a ținut de fire electrice, electricitate și așa mai departe a fost un dezastru total, iar la fizică, în momentul în care făceam experimentele cu circuitele și așa mai departe, am reușit să ard siguranța pentru întreg liceul. Bun, unde sunt benzi înseamnă că astea nu ating astea și nu se face contact. Eu am fost foarte bun la fizică, am făcut circuite electrice, integrate, neintegrate. Mai am habar. Pentru mine era foarte important să înțeleg cum funcționează mașinăria asta, că apoi știam ce avem de făcut. Trebuie să clipească de două ori. Dezlipim aici, lăsăm aici lipit și după aceea dezlipim aici. Și că rotești chestia asta, face contact, nu face contact, face contact. Clipește de două ori. Ce trebuia să obții era foarte clar. T care pulpie de două ori, un A care se aprinde împreună cu celălalt A. Doar că mi-a luat puțin să mă prind că trebuie să facă fier pe fier contact și așa să obține curentul electric. Ai înțeles? Da, dar nu mi-e frică să tai. Ești la A, da? Thank you for taking two strippers. Do we look like strippers? Of course not! Yeah! Ironia sorții, da. Să mergi exact cu cine ți-a antrenat dușmanul. Și ce-ați făcut aici? Zic, ne-am făcut dans la bară. Păi i-am antrenat pe colegii voștri. Am întrebat-o cum s-au descurcat. Și doamna ne-a zis să știți că s-au descurcat foarte bine. Nu ne-a văzut pe noi. Hai, că-mi simt că vin ristei. Nu știam ristei cum stau, cum au recuperat, pentru că de la ei te poți aștepta oricând să recupereze. Și atunci, ca să nu pierdem timp, am zis să lucrăm la doi pași. N-am văzut că faci la pasul 5, chiar n-am văzut că eram focus să dezlipez la 3. Asta este, ne luăm pe analizare. Acum stăm 2 minute, așteptăm și după aceea trecem la următorul pas. Hello! Hello, sir! Taiwan! So, la o probă care ne place. Hai să tragem tare la proba asta, totuși ne și place, poate abagii greșesc. Foarte puțin probabil că și ei sunt băieți deștepți, dar poate greșesc că au 5-10 minute penalizare, se poate schimba totul la final. Pasul 2. Doar litera W clipește de 3 ori. Modul de programare, de altfel, foarte rudimentar. Principul e cel de la cutiuța muzicală. Da, se aseamănă cu cel de la cutiuța muzicală. Literele I și N clipesc de două ori alternativ. În partea la 4, măsoară un pic, ca dacă nu-ți iese. Că nu trebuie să fie cu 4, trebuie să ating asta de 9. Trebuie să fie alternativă, Alex. Să Radu, lasă-mă pe mine să fac asta. Concentrează-te pe următorul pas, te rog. Nu sta, te rog, nu sta. Poți să faci la același lucru pe care îl fac eu aici, poți să-l faci la N. Uite, aici. Dar nu cred în lucrul pe care îl faci tu. Nu cred lucrul pe care îl faci tu la N. Omule, faci 4 de astea. Înțelegi? Atât. Mai e ceva? Vezi pasul 5? 5? 5. Fiecare literă clipește doar o dată consecutiv în următoarea ordine. Ai făcut 4, da? Eu n-am făcut la N. Eu sunt la pasul 5. Ești la N. Eu sunt la pasul 5. La 4 de ce nu faci? Pentru că nu știu metoda ta. Eu fac după metoda. Atunci lasă-mă să termin la pasul 4, te rog. Okay. Sir, go. Una. Două. Yay! Stăteam cu inima cât un purece să vedem dacă am făcut bine. Pasul 2, litera W clipește de 3 ori. Uite. La ce depinde de noi, rezolvăm destul de repede. A. N. Yay! Yay! It's okay? Ne bucuram foarte tare de fiecare dată când vedeam că mai avem un pas bine, ca un copil mic când vede o instalație de pomp că se aprinde pentru prima dată. Eu așa m-am simțit. Și eu la fel. Yay! It's okay? Thank you, sir! Thank you. Oh my God! Pe perete, la final se proiectează Taiwan. Locul unde ultima echipă de azi nu va ajunge. Acum putem doar să sperăm că abagii au greșit aici spre final și se compensează cumva cu ce am făcut noi mai devreme. Can you take us to Holy University? We have to go there fast, we're in TV show. Only again. Yeah, can you take us there? So we have to go race. Fast. Yeah. Mamă, ce mașină am luat. Cam porcărie mașina, cred că era făcută din bucăți. The fastest you can. Please. It's very important. Drumul până la Gina era ca o cursă contra cronometru. Mă enerva fiecare semafor, mă enerva fiecare mașină care nu se mișca. If you know a shortcut, sir, please take it. It's a race and we are only two teams now.
and one of us is going home. So please, sir. Avem emoții pentru că nu ne dorim să plecăm acasă, ne dorim să rămânem și continuarea noastră pe drumul comorilor depinde de, nu știu, de un fir de ață. O să iasă una dintre cele mai puternice echipe din concurs, fie că suntem noi, fie că sunt tabagii. Mi-aș dori foarte mult să-i trimitem pe frații Ristei acasă, să fim noi cei care trimitem o echipă puternică acasă. Go, sir, go. Emergency. Trafic, vieți. Așteptăm. Trăiește mare aventură Asia Express pe antena play.ro. Ai episoade integrale fără pauze publicitare.